Nimeni nu mai dă bani pe muzica de calitate originală atunci când o poți procura cu ușurință doar cu câteva clicuri. Pe net găsești orice fel de cântece, fie că preferi house, blues, hip-hop sau disco. Ai ocazia să le descarci gratuit. Descarc cele mai multe melodii, îmi plac cele disco, deoarece sunt, cred că îi reprezintă pe tinerii din ziua de astăzi. Ascult toate genurile de muzică, mai puțin rock-ul. Până nu demult, în Drobeta Turnu Severin erau magazine specializate de muzică. Acestea s-au închis. Spre exemplu, în spatele meu era un astfel de magazin, dar acum s-a transformat într-o patiserie. Tinerii sunt mari cunoscători în acest domeniu. Ei sunt cei care stau toată ziua în fața calculatorului și fac ce știu mai bine. Navighează pe site-uri. Nu cumpăr muzică din magazine specializate deoarece pot să o procur de pe internet, de pe diverse site-uri. În general, eu ascult muzica house, muzica de club, deoarece cred că îi reprezintă pe tinerii din ziua de astăzi. Melodia mea preferată este cea a lui Pixie Lott, You Somebody, pentru că mi-a trimis o persoană foarte specială pentru mine, și anume verișoara mea din Italia. Și nu știu, îmi place foarte mult, îmi place să și cânt și eu ascult foarte mult. Și e așa o melodie sensibilă, tristă, mă liniștește, sincer. Majoritatea liceenilor iubesc muzica de club nu pentru că înțeleg ceva din ea, ci pentru că este la modă. Totuși, unii admit că mai trebuie ascultate și cântecele care au intrat în istorie. Consider că sunt mai multe melodii care trebuie ascultate, nu numai house, disco, club. Potrivit unor studii realizate la nivel european, tinerii cu vârste de până la 18 ani ascultă muzică în jur de 90 de minute pe zi.